Lui Mădălina am zis că are 19, are 27, nu! Salve șacalilor, ce face? Mai întâi trebuie să apreciem faptul că în sfârșit m-am mai ridicat și eu de la calculator, da? Am pus o story pe Instagram, am întrebat, băi, vreți să facem ghiceți vârsta abonatelor numărul 5? Da, hai să facem, s-o votat fetelor, trimiteți-mi poze. Înțeles că mi-au trimis mai băieți, e ok. Cred că acești băieți cam vor să facem ghiceți vârsta abonaților numărul 5. Ar fi un pic ciudat, ce-i drept. La 30.000 de like-uri facem partea a șasea și încercați să ghiciți vârsta fetelor cu mine. Vedem care ghicește mai multe, deși eu nu mă prea pricep, după cum bine știți din episoadele trecute. I-am zis că are 20 și are 15. I-am zis că are 16 ani și are 25. I-am zis și eu că are 16, cum ar veni? Și are 20. Ha! I-am zis că are 18, are 15. Deci gândiți-vă că din 9 minute dau scroll, frate, din 9 minute ca să pot să ajung și eu să-l iau de la început. După 16 minute în sfârșit. Bianca, ia să vedem cât să n-are Bianca. Dacă privesc așa ușor în jos, nu pot să-i dau mai mult de 17 ani, pe bune. 17 toată ziua, are 17 toată ziua. Bineînțeles că nu o să-mi răspund. Nu o să-mi răspundă nimeni. Hai să vedem Alexia. Așa, Alexia după machiaj, ce aia a fost, rochi, așa, cred că... 16. Și după claviculul care se formează așa, gen după la, da, nu, 16, cam așa, exact la 16 ani așa, așa arată clavicula la 16 ani. Nu știu cum o cheam pe fata asta, Dia, Gio, nu știu cum o cheamă, având în vedere peruca, sper să nu fie perucă, că e cringe rău de tot. Vă dați seama ce cringe ar fi să zic la fata asta, cam nașpa peruca asta roșie, stai, e părul meu, ce vrei să spui? Trebuie să mă uit așa în ansamblu, adică trebuie să mă uit și la faianța din spate și la foaia în care se zice la cât e ora de... liniște în bloc. Dacă analizez totul cu tot respectul, dar 16 ani, 16 toată ziua și toată noaptea. Larisa, ia să mă uit la Larisa. Trebuie să fiți atenți la detalii, băieți, aveți încredere în mine. Uite direct în ochii mei, nu știu ce să zic, mi-e frică să greșesc. Am bătut un drum lung și o cale, dar mai mult de 18 n-are. 18 așa cu indulgență. Vă dați seama că mai văd la nume Ioana 2005 bare jos. Băi, ce să mai văd? Credeți că nu înțeleg? Ok, Ramona, care n-are un fluturaș la nume, dar are o acadea. Cred că după clip îmi pun și eu un emoticon la, cu cartofi prăjiți lângă nume. Snic cartofi prăjiți, a dat mesaj. Sniculeț cartofi prăjiți, a răspuns la story. A, gata, cu prostiile, Ramona, ce să zic? Nu mai zic nimic. Păi uite, bă, că seamănă lănțișorul. Păi da, lănțișor de ăsta, așa rotund, și au doar oamenii o leacă mai în vârstă. O să-i dau 20 de ani, maxim, 20 de ani. Ar fi mega când să răspundă să spună că are 14 ani, dar cred că așa o să întâmple. A, uite cât scrie. Pă... are 17, bă, băieți, bă! Aaaa! Vă dați seama că unii nici măcar nu și-au schimbat buletinul a doua oară? Îi pun de asta cu lacrimă, frate, ce să zic, nu mai zic nimic. Băi, ce se întâmplă? Ce se aude? No! Let's go, Cosma! Cosma, o cheamă Cosma și fată? Există numele Cosma ca fată? Am eu un tovarăș, Cosmin, pe care, zic Cosma. Eu vorbesc cu numele Luce, dar uitându-mă așa, o rochie, da. Deci asta cred că e o rochie de banchet, deci sigur un banchet, dacă așa, la cabană, clar, deci așa. Câți ani ai când ești în clasa 8-a? 14, 15, 16, câți ai? Da, nu, are 16 ani, cred că toată, deci da, dacă ai, cred că 16 ani, câți ai intrat 8-a? 16 ani, că vă zic eu că e la banchet, poți să juri pe ce vrei tu. Raluca! Bun, Raluca, ok? Dacă vreți să vă dați seama de cum este o fată, da, sau... sau să vă dați seama câți ani are, uitați-vă în ochii, dar mențineți eye contact-ul. Am zis mențineți eye contact-ul. Te văd, bă! Este foarte important să te uiți în ochii persoanei care vorbești, da? Așa că ochii sus. Let's go, nu știu câți ani are, nu știu. Te trădează, frateule, chestii. Are ochii destul de mari, ceea ce înseamnă că e mai mare, că o crescut, adică. Asta e un criteriu pe care trebuie să-l ține minte. Are și un tatuaj aici, bine, ar fi aiurea să fie aluniță, să zic că-i tatuaj. Așa. Numai după 18 ani îți faci tatuaj, asta înseamnă că are mai mult de 18 ani, o să zic 20, frate, cu Dumnezeu înainte. Și dacă o zis 14 acum, succes, băi băieți. Păi nu iar s-aude. Băi, fete, ce băi, am o treabă, bă, o treabă n-am, bă. Larisa. Bă, nu vreau să dau un bară, deci chiar nu vreau să sune aiurea, dar are mai mult de 13, 14 ani maxim. Deci trebuie să aibă oglindă în partea asta, nu poate e nașpa oglindă, avere, că poate nu-mi dau seama, fură din detalii. O să zic 14 și m-am dus. Na, o zic 14 și m-am dus, ar fi aiurea să am dreptate. Ar fi aiurea să zică, da, 14. Scrie, deci hai să vedem, mi-a zis că are 14 ani. De aproape. Pe aproape? Pe aproape? Și? Mai adică pe aproape, bă! Na, no, 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 no! Am aproape și Da, să-i punem emoticonul cu alergare, așa, hop, așa am fugit, am plecat din...
am plecat. Și m-am speriat că n-am gândit când a zis 14 pe aproape. Cât are? 11 ani? Ok, Elena cu caractere super ciudate. Mamă, dar mi-a trimis ședință foto aici. Prima poză, cămașa albă, poză de fotograf. Așa, ok. Cămașa desfăcută, 17 ani. În a doua, de asta așa, 16 ani. În a treia poză, o să zic 18. Iar aici, na, total 18. Elena, poate răspuns și mie, că ar fi super tare. Răspuns corect? Am ghicit! Să spuneți el padre de acum. Băi, băi, haideți-vă, băieți, haideți-vă. Alexandra îi zic că are, stai să mă uit ca să nu zic așa, 15 ani. Cred că 15 toate nopțile, toată ultima noapte de dragoste, prima noapte de război. De la Moara cu noroc încoace are 15 ani. Tot, de la Liviu Rebreanu, de atunci are 15 ani, vă zic eu. Ideea e că mi-e un pic fomică și o să cam dau rateuri. Ia, Mădălina, să fie cu trifoi, cu patru foi. Băi, Elena, are tatuaj pe piepte? A, păi lângă clavicul își fac fetele tatuaj numai care au 19 ani toată ziua. Toată ziua și toată noaptea o să aibă 19 ani. I-am zis 19 și acum fug din DM. Ia uitați, așa se face. Bam, ați plecat. Let's go, sprint din DM, plecați, nu mai trai niciodată. Deci, băi, stați până la sfârșit și vedem câți ani au fetele. Și ziceți în comentarii câte ați ghicit, da? Mamă, ia uite-o pe fata asta aici, că dacă îmi dă una, mă trimite la Cernăuți direct. Bă, are brațul mai mare decât mine, n-am să mint, să n-am parte. Mamă, mi-e rușine să răspund. Mi-e rușine că dacă greșesc mă bate, bă. Nu știu de ce, dar o să zic 22. O să zic 22, că cu brandul ăla, 22. Am și murit! Am și murit! Ok, Lorena, dacă mă uit așa la vremea în care a fost făcută poza, un cer extraordinar. Air Force albi în picioare. 17 ani, 17, că atunci cam pe la vârsta aia se poartă așa. Simona Alexandra, ia să vedem. Are 20 și am pus de asta, că am fugit. Ia să văd unde-i. Hop, și am fugit. Hop, direct 20 și am plecat. Ia uite, zi sus că pe aproape, 21. Haide, bă, că eram aproape, bă. Ia uite-l pe el padre acum. Vă rog frumos să vă uitați la el padre, cum își ia ăsta pe el. Am trecut prin niște cereri mai jos. Am văzut în mesaj, am 7 ani. Și bă, iar sau de ce? Ia uite, Tira. Tira, mă, de aici. O, a fost o glumă foarte proastă, da. Uitându-mă la Tira, cu siguranță are 17 ani, Tira. Alexandra, ia să vedem. Mamă, deci arată super bine. Deci dacă s-ar da o leacă să văd mai bine. Glumesc! Băi, cum o cheamă Alexandra? Băi, scuzi. Am glumit, băi, Alexandra, da? Uitându-mă așa la așa. Pantaloni de cașmir, o vreme frumoasă, îi dau 19. No, let's go. 19. Dacă n-are 19, sar de acolo, de unde ia, mă jur. Bă, sincer, la cât mii de foame, nu mai chef de fete, nu mai am, bă. Nu mai am chef, bă, mi-e foame, bă. Ia să vedem Maria. Bine, Maria, mulțumesc pentru o poză care nu e expresivă drept deloc, dar o să încerc să-mi fac vrăjeala. 14, 15. Chip. 15. Mă rog să aibă mai mult, că altfel ar fi cringe să-mi zic acum. Nu, am 11 ani. Ok, open up. Știu, am înțeles. Ia, let's go, Alina. Alina, da, roche colorată, așa într-o parte. A, mi-e prea foame, deja din Alina, sincer, văd un copănel de pui. Așa, știi, ca de sede. Nu știu, băi, Alina, ce să zic. Eu zic 16 și am fugit direct din DM. Hop, am plecat. 17 ani, am și murit. Roxanne. Câțele Roxanne. Roxanne, îi dau 19 ani. Ia să vedem Denisa. Da, costum de leopard sau de ghepard. Leopardul, dragii mei, băieți, este un animal feroce. Prin urmare, dragii mei, dacă leopardul este un animal feroce, înseamnă că Denisa are undeva la 19. Lubianca, bun, să începem, vedem câte am ghicit. Lubianca, am zis că are 17, are 18. N-am ghicit-o. Apare nu tipa asta, am zis că are 20. Are 17, salut, băi, băieți, vloguri din celună. Mamă, la tipa asta a zis că are 16, are 21, e. Ai, Puerto Rico. Lufata asta a zis că are 16 și are 20, bă. Bă, unde toată analiza mea, bă? Am făcut analize cu școală și banchet, cu roche și cu cabană, bă. Bă, dar n-arată de 20, sincer, acum. Cu tot respectul, am zis că ești în clasa 8, dacă dai capacitatea acum, aia e. Larisa a zis că are 18 și are 21. Iar n-am nimerit. Surprinzător, iar n-am nimerit. Pe Elena am nimerit-o. Are 8, am nimerit-o, deci una. Da, lui tipa asta a zis că are 20 și are 20. Oh, nu, ce păcat. Lu Alexandra am zis că are 15. Are 20, lez. Na. Unde-i perna că nu mai văd. Am zis că are 15 și are 20, bă. Aolo, să n-am parte. Tahalo, toloro. I-am vorbit direct în catalană, să mor. Lu Mădălina am zis că are 19. Are 27, nu. Ui, băi, sfata asta, cred că deja și-o ridicat o casă. Are mașină, doi copii. Ești pro serviciu din 17 ani. Mama, așa, bă, am și murit. Dumnezeule,
Și am și fugit din DM. Mamă, dar ce-am obosit. Lui Simon a zis că are 20, are 21. Hai să pune cadou. O să-i zic, oh, nu. Da, deci hai zic că am 2. Și lui fata asta a zis că are 16 ani, are 20. Băi, dar cum? Cum Dumnezeu? Bă, sunt prost rău. Culmea, bă, că unele de 12 ani pare că au 27, iar unele de 25 zici că au 13. Deci lui fata asta a zis că are 16 și are 15. Și mi-a zis că în poza avea 14. Da, de ce nu mi-a trimis o poză când avea 8 ani de la, sincer? Pe fata asta mie i-a zis că are 17, are 17, deci 3. Mamă, poate îmi bat recordul. Cât am avut? 5 sau 6 am avut. I-am zis că are 19, are 17, am și plecat. Valina a zis că are 17, are 18. Bă, teoretic e cam aceeași, na. Fata cu brandul mare are 26, i-a zis că are 22. Vezi, eu chiar mă pricep, băi. Lu fata asta a zis că are 19, are 21. Da? I-a zis că are 19 ani, a zis că în 12 zile face 19, deci 4 fete, băi. Aia zic, frumos, băi. Și să mai, băi, domnule. Aiu, cam sexy, bă, și eu, cam nimeni, bă. Aiu, nu dai, cam sexy, băi. I-am zis că are 15 și chiar are 15 și am și plecat. Suntem la 5-a, da, ghicit. Din nefericire în cazul ăsta. Nu știu, fraților, mi-au mai răspuns, mi-au mai nu, dar gata, bă, că am ghicit 5. Nu știu cât era recordul acela. Ce am învățat din videoclipul ăsta, că nu mă pricep. Neapărat, băi, băieți, să-mi ziceți în comentarii câte ați ghicit și câte nu. Neapărat să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț ca să fiți notificate, fetelor, acum să fii notificate și băieți, când mai facem chestii de genul. Deci cred că cel mai urea, cred că mă simt pentru fata aia. Am zis că are 16 și are 27 sau câți ani avea. Dar n-am parte, bă, 30 de ani avea, ești prost. Aveți canalul de gaming în descriere, aveți și canalul cu frate mi în descriere, să vă abonați acolo. Dar acum eu ce să mai zic, cu Dumnezeu înainte FBI Open Up. Așa că beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bum, bum!